Funeraliile de stat au fost punctul culminant al revărsării impresionante de recunoștință din partea supușilor devotați ai reginei Elisabeta II. Pentru a-și lua rămas bun de la monarhul cu o popularitate planetară, peste 1 milion de oameni au ieșit pe străzile Londrei. Nu a fost doar o zi solemnă și tristă, ci și o celebrare a domniei record a suveranei, probabil cea mai cunoscută persoană din lume. Maniera în care regina Elisabeta II s-a dedicat în liniște și fără să se plângă îndatoririlor oficiale, chiar și la o vârstă înaintată, i-a adus un respect profund în Marea Britanie și în străinătate, chiar și din partea republicanilor, care și-ar dori ca monarhia să fie abolită. De la arcul lui Wellington, Dricul a străbătut cu viteză redusă drumul până la Windsor în aplauzele mulțimii de pe traseu. Regele Charles al III-lea și restul familiei regale au urmat în limuzine mașina mortuară. În jurul orei locale 15 a început a treia procesiune a zilei pe Long Walk, o alee spectaculoasă care traversează domeniul până la castel. Pajul personal al reginei din ultimii 50 de ani a pășit chiar în fața Dricului, mâhnit și pătruns de emoție. Drumul a fost înțesat de oameni care au avut astfel șansa de a-și lua rămas bun de la suverana lor. Cei mai iubiți câini corghi ai reginei, dar și calul favorit, au salutat în felul lor cortegiul. Cortegiul s-a oprit la capela gotică St. George, aleasă în mod frecvent de familia regală pentru nunți, botezuri și funeralii. La ora locală 16 a început o slujbă religioasă în prezența a peste 800 de persoane, inclusiv angajați cu vechimea ai casei regale. Bijutierul coroanei a îndepărtat coroana statului imperial, globul și sceptrul și le-a așezat pe altar. În timp ce sicriul era coborât în criptă, decanul de la Windsor a rostit un psalm acompaniat de cimpoierul regal. Binecuvântarea rostită de arhiepiscopul de Canterbury a fost urmată de imnul God Save the King. Be amongst you and remain with you always. Amen.